Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media. Vreau să vă comunic despre un proiect care l-am votat acum, astăzi, în prima lectură, și anume anularea prohibiției la importul de piese uzate, piese auto uzate. Este un proiect, știu bine din multiple mesaje pe care le primim, este un proiect așteptat de cetățeni, de șoferi, din motivul că, la moment, legislația noastră este una abuzivă, este una excesiv de restrictivă la acest capitol, ori în legislația actuală avem această interdicție care nu are niciun sens. Această interdicție la importul pieselor auto nu există în alte țări precum România, Ucraina, Polonia, pe care le-am studiat mai îndeaproape. Această prohibiție, de fapt, beneficiază câțiva dealeri locali de piese noi care își protejează piața prin practici monopoliste la urmea urme, aplicând unele prețuri exagerate, dacă este să comparăm. În afară de asta, deci ca urmare ne așteptăm la o ieftinire inclusiv a acestor produse și la, în primul rând, la scoaterea din ilegalitate a oamenilor care nu o merită. Ori statul nostru prea des criminalizează unele chestii care nu ar trebui să fie crimă. La moment, în vamă, din informațiile pe care le deținem, practic în fiecare zi sunt reținute asemenea produse, oamenii care încearcă să-și economisească unele pe acest capitol, încercând să introducă, din păcate, din nevoie, să introducă clandestin aceste produse care nu ar trebui să fie, repet, interzise la noi, la fel cum nu sunt interzise în alte țări din regiune. Această interdicție facilitează inclusiv mita și corupția din sistem. Este doar logic. Atunci când un produs este solicitat, el este de fapt disponibil, pentru că piața noastră neagră la moment este plină de piesele astea uzate. Respectiv, fenomenul există și corupția la fel există. O să eliminăm un focar de corupție, o să contribuim la reducerea prețurilor pentru aceste produse și în același timp o să asigurăm un venit, o sursă de venit la buget prin legalizarea acestei activități, pentru că este doar logic, oamenii au să vadă o oportunitate inclusiv de afaceri, afacere legală în această activitate. Asta am vrut să vă spun. Încă o dată, este prea des când statul nostru împinge în ilegalitate cetățenii atunci când nu este cazul. Această interdicție, în afară de fapt că nu este în alte țări, nu este și la alte produse din Moldova. Ori am dat chiar acum exemplul tractoarelor. La tractoare nu există interdicția de a introduce piese uzate, la automobile, unde este o afacere, bine mersi, pentru câteva companii, aceasta există. Opoziția a mai speculat cu unele chestii, cum ar fi la despăgubirile de asigurări și așa mai departe. Nu este în niciun fel un risc, ori asemenea lucruri se vor reglementa în legislația secundară, cum ar fi în deciziile CNPF-ului, care să impună anumite norme în acest sens, cum asiguratorii să despăgubească oamenii. Și ca final, cum am spus-o și în plen, noi prea des încercăm, de exemplu în cazul dat, încercăm să oprim o problemă la vamă. Ori, dacă problema există la testare tehnică sau la revizii sau la protecția consumatorului, ea trebuie rezolvată acolo. Asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă nu sunt întrebări... Da. Ați vorbit despre creșterea veniturilor la buget odată cu implementarea acestei legi. Vrem să ne spuneți care ar putea să fie veniturile statului ca taxe din importul acestor piese auto și cum anume va fi stabilită valoarea lor? Înțeleg. Nu putem să avem o estimare a acestui capitol de venituri, pentru că nu avem, știți, un an precedent în baza la care să comparăm. Ceea ce știu acum este că aproximativ, dacă este să comparăm, să luăm anul 2021, aproximativ jumate de milion de lei a fost stabilită valoarea în vamă a pieselor care au fost capturate, oprite, da? Și respectiv cetățenii penalizați, din păcate, spre regret. Dar desigur că asta este doar vârful icebergului, pentru că foarte multe piese sunt introduse, cum am spus, clandestin, respectiv nu nimeresc în aceste statistici. Eu estimez un venit relativ confortabil pentru o asemenea afacere de nișă sau o asemenea activitate de nișă. Avem sute de mii de șoferi în țară care au nevoie de această facilitate. Vreau să întreb dacă această lege va reglementa sau va prevedea strict care piese vor putea fi importate și care categoric nu. Am înțeles. Dar pentru lectura a doua, cum am menționat și în ședința plenară, o să introducem anumite limite ca să nu riscăm să dăunăm mediului înconjurător. Ori atunci când o piesă uzată nu mai poate fi folosită și este introdusă pentru alt motiv, asta nu trebuie să fie scopul acestei legi, cum ar fi cauciucurile, cum ar fi bateriile de mâna a doua, astea nu vor fi permise spre importul în Republica Moldova. În rest, deja de la caz la caz, o să mai avem unele consultări suplimentare și o să delimităm scopul acestei legi până la urmă. Am fost atunci la primele consultări publice pe care le-am făcut referitor la această lege și erau reprezentanții importatorii oficiali din țară, dar și reprezentanții ai serviciilor auto, experți care s-au arătat cumva împotriva acestei legi, spunând că ea nu face diferență cât să încurajeze utilizarea în continuare a mașinilor vechi, ceea ce este un pericol pentru siguranța traficului rutier, pentru că parcul auto din Republica Moldova și așa este foarte învechit și de aici și poluarea mediului și mai multe daune. Iarăși, aceasta este o problemă care trebuie rezolvată la locul potrivit. Acum avem pur și simplu interdicția asta artificială, abuzivă, care nici măcar nu funcționează, care împinge oamenii în ilegalitate și care alimentează corupția în instituțiile, în cazul dat la serviciu vamal. Și noi prin asta încercăm să, deci, menținând această măsură, credem că rezolvăm problema. Nu este adevărat. Sunt sute de mii, încă o dată, de șoferi care au să beneficieze acum. Nu toți oamenii își pot permite o piesă acolo, o oglindă de sute de euro. Ei trebuie să fie protejați de lege corespunzător. Acum, dacă problema există în alt punct, ea trebuie să fie rezolvată acolo, la nivel de executiv. De exemplu, la nivel de testare auto sau la normele ecologice, de exemplu. Dar menținând această prohibiție, noi nu rezolvăm problema pe care ați descris-o. Pe de altă parte, cum o să vă asigurați că chiar și la aceeași vamă despre care ați pomenit, nu vor fi în continuare aceste acte de corupție ca omul să-și aducă în continuare cum și până acum au adus aceste piese prin contrabandă ilegal, cum ați spus dumneavoastră, dacă au făcut-o până acum, să o facă în continuare. Nu, cum o să vă asigurați că asta nu se va mai întâmpla? Adevărul e că oamenii nu vor să recurgă la scheme și la practici ilegale. Și înainte de toate, noi trebuie să le permitem, să le oferim posibilitatea de a acționa legal. Și atunci și problema, și riscul de corupție este mult mai mic. Adică, cumva ne bazăm doar pe bună credință? Păi evident că trebuie să oferim, în primul rând, o posibilitate legală de a funcționa unui mecanism, de exemplu, în cazul dat la importul pieselor autouzate și abia ulterior, în cazul în care se manifestă asemenea practici, să le adresăm punctual. Dar nu poți să interzici la toți, pentru că un procent anumit o să continue posibil că Însă, iarăși, este un domeniu într-atât de micro, într-atât de mic, încât oamenii chiar nu fac asta la moment pentru afaceri. Ei fac asta pentru propria mașină. Ei trebuie să meargă în România ca să-și schimbe o ușă. Asta e realitatea. Pentru că acolo e mult mai ieftin decât să cumpere aici, pe loc, o piesă nouă. Și asta sunt lucrurile pe care noi încercăm să le rezolvăm prin această măsură. Adică un mecanism de control acolo, la vamă, unde aceste piese vor intra în țară, nu este prevăzut deocamdată. Nu, el va fi și serviciul vamal are și metodologia necesară și practica de pe alte articole pe care poate să o extindă pe domeniul dat. Nici o problemă. Și eu chiar nu cred că o să continue această practică de a introduce clandestin atunci când este permis legal. Pentru că majoritatea aduc unele articole chiar sub limita permisă a importului personal. Mai era un reproș a experților de mediu și vreau să aud și poziția dumneavoastră aici. Aceștia spuneau că noi nu avem cumva un program sau un mecanism de un management al deșeurilor în Moldova și atunci se întrebau ce se va întâmpla cu aceste piese uzate care ajung în țara noastră și la un moment dat nu vor mai... Păi, asta și este ideea că... Unde ajung? Iarăși la groapa de gunoi? Problema gestiunii deșeurilor există. În același timp există și practica la moment de introducerea pieselor auto noi sau vechi, pentru că altă manifestare este că, iată așa un paradox, o piesă produsă undeva în Asia de proastă calitate, dar nouă, poți să o introduci, dar o piesă de câteva luni, dar uzată, nu poți să o introduci. Deci această problemă există și, cum am spus, dacă ea există, trebuie să o adresăm acolo unde este problema, nu prin prohibiția asta artificială, care, repet, nu funcționează, pentru că avem cifrele de la frontieră care arată pur și simplu că în fiecare zi sunt depistați oameni. Dar dacă unii sunt depistați, asta înseamnă că o mare parte trec neobservați, din voință sau nevoință. Bine, mersi mult!